Cei trei medici acuzați că au luat mită suma de 1900 de lei pentru a face o cezariană vor afla pe data de 15 ianuarie dacă scapă de arest. Curtea de apel Craiova va decide atunci dacă rămân după gratii, după ce Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a acestora pe o durată de 29 de zile. Medicii Aurelian Dobran, Dana Uțupanu și Grigore Dinu au fost reținuți vineri după ce au fost prinși în flagrant când luau de la o pacientă șpagă suma de 1900 de lei. Conducerea Spitalului Târgu Cărbunești nu a rămas indiferentă la cele petrecute vineri. Constantin Târziu, managerul spitalului, a demarat o anchetă internă în cazul cadrelor medicale. În comitetul director s-a propus înlocuirea lui Aurelian Dobran din funcția de șef al secției de ginecologie. Târziu a declarat că acest caz aduce un grav prejudiciu de imagine instituției. Contractele acestora de muncă vor fi suspendate până la soluționarea cazului. Prima dată ne-am întâlnit cu comitetul director, după aceea astăzi Consiliul Medical, am discutat în cadrul secției, apoi ginecologie cu cei patru medici, ce se impune în continuare să facem, ce se impune să facă în continuare cu schimbări în cadrul ambulatorului pentru zilele care erau acoperite de cei doi colegi ai noștri, le-au luat așa cu împărțirea gărzilor care trebuiau efectuate până la sfârșitul lunii. Domnul Dobran a fost înlocuit din funcție? Am discutat chestia asta, dar nu pot să o fac până când în momentul nu primesc hârtie oficială de la, nu știu, asta am pus-o să se intereseze jurista spitalului și cu șeful de la resurse umane. Și eu, cum stau spital până la ora 4, vom ajunge la o discuție. Am pus medicii din secția respective să-și aleagă ei șeful de secție în timpul zilei de astăzi să spună pe cine își doresc șef de secție. Suma de bani pretinsă urma să fie înmânată celor trei învinuiți de către soțul pacientei, denunțător în cauză, cu ocazia efectuării intervenției chirurgicale programată în dimineața zilei de 10 ianuarie 2014, după cum urmează. Medicului chirurg învinuitul Dobran Aurelian suma de 900 de lei, medicului specialist învinuit Uțupanu Dana suma de 800 de lei și medicului anestezist învinuitul Dinu Grigore suma de 200 de lei, susțin procurorii.